Salut, Alin! Provocarea zilei pentru tine este aceea de a realiza un prim 11 all-time al echipei naționale a României, să-ți alegi sistemul de joc, după care să creezi golul perfect. Te rog să treci la tablă. Salut! Să vedem dacă pot deveni antrenor pe viitor. O să joc 4-2-3-1 sistem. Tătărușanu în poartă. Dan Petrescu, fundaș dreapta. Belodedici. Giga Popescu, Cristi Chivu, în centru jocul Dorinel Munteanu și Dobrin, Lăcătuș, Mutu, Hagi și Adrian Ilie. Băieții sunt așezați, da. Le-ai dat ultimele sfaturi, acum creează golul perfect al echipei naționale. Păi aveau mare calitate, puteau să facă și posesie prelungită, puteau să marcheze și după un atac mai rapid. O să aleg mai rapid. Încep mingea de la Tătărușanu. Jocul cu Gică Popescu aici. Așa. Pas la Cristi Chivu. Așa. Joacă în centru la Dorinel Munteanu. Joacă mai departe la Hagi. O secundă, că aici am nevoie de mai multe. Cred că pot așa că driblează peste tot acolo. Unde e mai mic? Redublată cu Dobrin. Pasă pe vârf. Așa. Care redublează. Posesie multă. O posesie, da. Pleacă Lăcătuș, pas în spatele apărării aici. Atacăm. Bara a doua. Centrare. Pe prima bară Adrian Ilie. Pe a doua bară Mutu. Pe respingere Hagi. Centrare de pe dreapta. Deviere Adrian Ilie pe bara a doua. Și gol Adi Mutu. Tactica perfectă. Pentru mai multe videoclipuri, abonează-te la FRF TV.